Icoane cu o valoare deosebită. Asta au primit cei mai buni studenți ai Academiei de Studii Economice din București, în semn de apreciere pentru rezultatele lor. Cadourile au fost primite chiar de la un stareț în cadrul unei ceremonii ce a avut loc la sediul universității. Bineînțeles, momentul a fost intens comentat în mediul online de cei care au considerat că asocierea dintre biserică și o instituție de învățământ superior nu este una potrivită, nu este match made in heaven, cum ar spune americanii, Radu. Dar de ce au spus internauții, Doamne ferește, atunci când au văzut pozele? Până la urmă, e un premiu, nu? Care e explicația reprezentanților universității? Explicația reprezentanților universității e că în tot acest gest ceremonial nu este nimic care să contravină regulamentelor, nu este nimic care să contravină legii, ceea ce este complet adevărat. Însă știi tu și știm mulți dintre noi că există și o chestiune de percepție care apare atunci când poate sunt bifate toate căsuțele legale, să le spunem, și procedurale. Aici a apărut dezbaterea dacă este potrivită această asociere, nu dacă este legală, nu dacă este conformă cu carta universității, oricare ar fi ea, dacă este potrivită. Și despre asta discutăm. Cei de la universitate spun că este potrivită. Eu sunt curios, dacă studenții eminenți au primit icoane, cei care aveau poate restanțe, ce au primit? Să sperăm că o a doua șansă. Și un Doamne ajută. Măcar, exact. Hai să vedem despre ce a fost vorba în această situație și să discutăm și cu invitatul nostru, cu Gelu Duminică. Însă, înainte de toate, să discutăm puțin despre subiectul acestei discuții, pentru că într-o ceremonie care a avut loc chiar la sediul Academiei de Studii Economice din București, mai mulți elevi de la licență și de la masterat au primit, printre alte premii, au primit și un premiu din partea Patriarhiei, în cadrul unui parteneriat cu Patriarhia, au primit mai multe icoane și vedem în aceste poze postate chiar pe pagina Academiei de Studii Economice, putem să observăm aceste icoane despre care în postarea care a însoțit acest anunț, Academia de Studii Economice spune că sunt icoane de o deosebită valoare. E bine, au fost foarte multe reacții, inclusiv din interiorul Academiei de Studii Economice. Profesorul universitar Roxana Marinescu spune într-o postare publică pe pagina ei de Facebook faptul că, citez, nu, o universitate publică nu poate face așa ceva, nu poate acorda premii studenților în icoane ortodoxe deosebite înmânate de un reprezentant al unui cult religios. E bine, a fost încă un moment interesant atunci când, după câteva ore de la postarea anunțului, cei care administrează pagina de Facebook a Academiei de Studii Economice din București au închis comentariile la această postare. Deloc surprinzător au rămas doar comentariile pozitive la această postare, doar acele comentarii care sunt și care constau în felicitări la adresa acestei inițiative. Noi, de altfel, am discutat și cu unul dintre elevii premiați, Daniel Pestrea, ne-a explicat faptul că i s-a părut un gest cât se poate de normal din perspectiva lui și chiar a apreciat acest gest. Am discutat inclusiv cu rectorul ASEU-ului, care ne-a acordat și ne-a răspuns la mai multe întrebări. Haideți să-l și ascultăm. Nu este un proiect al Patriarhiei. Nu a fost premiu acordat de către un reprezentant al Patriarhiei. A fost acordat de către rectorul Academiei de Studii Economice, președintele Consiliului de Administrație, pe un proiect aprobat de către instituția noastră. Este vorba despre o premiere pe care o realizează starețul Efrem de la Mănăstirea Badoveni. Care a fost motivul pentru care pe pagina de Facebook a instituției al cărei sunteți rector au fost oprite comentariile la acea postare? Nu ne interesează comentariile negative, sunt blocate toate comentariile negative dacă vedeți pe tot ceea ce postăm noi, pentru că dacă ele sunt în sensul de a ne mobiliza și de a ne oferi soluții. Dacă este, dar totuși le-ați lăsat pe cele pozitive. Da, da, l-am păstrat și pe cele pozitive și pe cele care ne spun lucruri pe care am putea să le facem bune. Nu să comentăm necunoscând proiect. În momentul în care s-a organizat această ceremonie, v-ați gândit în vreun moment că ar putea fi o problemă de discriminare în toată această chestiune? Pentru că aici e vorba de o anumită orientare religioasă.
Nu, doar de una. Nu este niciun fel de discriminare, pentru că icoanele fiind ortodoxe și venind din partea unei organizații care a publicitat expres cui să dăm, nu văd ce discriminare. Și dacă aveați un student musulman care termina cu media 10? Încă o dată, putea să depună cerere, sigur, n-am o problemă. Așadar, l-am ascultat pe rectorul Academiei de Studii Economice, Nicolae Studor, și continuăm discuția pe acest subiect, continuăm să discutăm despre perspective și despre felul în care poate fi perceput un astfel de gest cu sociologul Gelu Duminică. Bună dimineața și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună dimineața, bine v-am găsit. Domnule Gelu Duminică, vă adresez și dumneavoastră aceeași întrebare pe care am adresat-o și domnului Studor. Avem în ASES un exemplu ipotetic, nu cunosc pe cineva în situația aceasta, dar un exemplu ipotetic. Avem un elev musulman care are media 10 la finalul programului de licență și el nu primește icoană. Sau primește icoană? Este o problemă de discriminare în această situație, în momentul în care ai în aula universității un cult religios care oferă cadouri? Da, în principiu da. Da, pentru că discriminarea înseamnă tratament diferențiat în situația de similar. Cea mai simplă definiție. Da? Și atunci, ideea rectoratului ASEU-ului a fost să premieze într-un fel, dar pe elevii meritoși. Bun. Elevii meritoși pot avea diverse orientări religioase. Uite, nu neapărat necreștine, ci și neoprotestant. Care nu crede nicoare, dar care nu acceptă icoana ca însemn religios. Da? Și atunci ce faci? Adică, într-un fel sau altul, tu nu ții cont de orientarea lor religioasă, de valorile lor, oferindu-le un cadou care nu este relevant pentru ei și mai mult de atât, poate și nu. Acum, marea discuție este, are ce căuta o astfel de acțiune într-un învățământ terțiar care teoretic se adresează tuturor studenților, indiferent de religie, orientare, stare socială, greșeam mai departe. Are ce căuta? Și asta e o dezbatere serioasă. Bineînțeles că nu o să stăm noi, nu știu cum în moment de debată, de punctul meu de vedere nu are ce căuta, e punctul meu de vedere. Însă sunt și foarte mulți susținători care zic, stați puțin că de fapt România este tare ortodoxă și atunci e normal, educația a pornit din biserică, în spațiul românesc, uite celebrele școli din tinta bisericii. Prima universitate a fost extrem de bine susținută de biserica ortodoxă în acea perioadă, 1850 și Universitatea de București. Așa că nu ar trebui să fie o șoșadică, pentru că biserica întotdeauna a fost parte a învățământului terțiar, a educației în special. Asta zic susținătorii. Ceilalți, hai zicem așa, pentru statarii, vin și spun, stați puțin, că ceea ce se întâmplă în 1850 nu mai este relevant pentru 2023. Și în momentul de față avem foarte multe alte religii recunoscute și că toate religiile trebuie să beneficieze de aceeași recunoaștere și de aceeași prezență în mediul universitar, pentru că nu mai suntem în învățământul terțiar, să spunem cine este, ce religie este mai importantă și ce mai puțin importantă, pentru că noi avem totuși cu totul alt obiectiv. Ambele argumentate cât se poate versuri. Pe mine, Duminică, dar chestia asta este discutabilă, imediat pe timp, ceea ce este indiscutabil o încălcare și un mod de a face lucrurile care ne arată ceva este faptul că nu vrei decât aplaudași. E, asta nu are nicio legătură. Exact asta voiam să vă întreb. Cum arată ideea universităților? Exact asta voiam să vă întreb. Cum arată momentul în care rectorul unei universități, ASEU-ul este o universitate foarte mare în România, spune că nu este interesat de comentariile negative, să rămână doar cele pozitive, cele de felicitări. Da, din păcate, dar e un tip de mentalitate în România, însă noi uităm că universitățile au început încă din perioada antică, agorele, ca foarte dezbatere, în care lucrurile nu erau doar pro, ci erau și contra, în care oamenii se adunau în acel spațiu, dar să dezbată și să spună lucruri bune, lucruri mai puțin bune și așa mai departe, unii inclusiv să hai să zicem așa, să nu fie de acord cu ce mi-ai spus, așa, asta înseamnă pe universitate. Dar faptul că tu cenzurezi, că de fapt asta, da, este extrem de dureros pentru universitate și arată un mod de a face lucrurile și de a gândi.
Adică vă ceea mulțumesc. Ce deranjează, sau pe mine mă deranjează mai mult, este faptul că Universitatea ASR, de studii economice, nu înțelege rolul său de dezbatere, de for de dezbatere, de respectare a diversității, de promovare a incluziunii. Aia doare mai mult, da? Decât prezența unei simple icoane în brațele unui elev în ea. Și iată cum am pornit de la o problemă și am ajuns la o cu totul altă problemă, una cumva, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, chiar mai dureroasă. Domnule Gelu Duminică, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția și explicațiile pe care ni le-ați adus. Am pornit de la o icoană și am ajuns la o problemă de comunicare a unei universități care percepe dezbaterea universitară ca fiind o chestiune pe care o închizi când dorești de cuvință și care merită să conțină doar felicitări. Dăm voie să spun, Daniel, felicitări. Îți mulțumesc, la revedere. Consider asta un comentariu negativ și nu o să-l dăm pe post, Radu. Dar ca student care a cunoscut îndeaproape Sfântul 5, pot să spun doar Doamne ajută și mult succes la anul. Poate, cine știe.